Ruperea de nori de deasupra Piteștiului a paralizat municipiul. Principalele intersecții au fost blocate. Apa s-a scurs de pe dealurile din jurul orașului spre centru și mai departe pe străzi către râul Argeș. Apa se scurge în continuare de pe dealuri și este direcționată în limita posibilităților către canalizare. N-am văzut așa ceva. Niciodată. N-a avut Pitești așa ceva. Aia în țară fi eu la John ce era. Da, mă, doar la John, dar nu... Păi nu, și aici și la bere, deci. În 2005-2006, eu scos cu bărcile pe aia de la... Hai să-i fi. Da, până aia. Nu numai Piteștiul a fost afectat. La Stoienești, spre exemplu, norii s-au rupt deasupra comunei și apa scursă de pe versanți a năvălit peste tot. Pe străzi a ajuns la jumătate de metru, cel puțin. Și la Bascov, intersecția care face legătura între drumul național 7 și autostrada A1 a fost complet blocată de puhoaie. Cozile de mașini au ajuns și la 10 km. În apropiere, grădinița de la Bascov a fost evacuată. 154 de copii au fost duși acasă cu microbuzul școlar. Timp de o oră, codul galben de vreme severă a distrus culturi și locuințe. Precipitațiile au depășit 30 de litri pe metrul pătrat. Pentru a face față situației, la Bascov au fost trimise și echipaje de la Bradu, Mioveni, Curtea de Argeș și Costești, cu peste 50 de pompieri, 18 mașini și 16 motopompe.